și ultimele bilete pe care le-am cumpărat ne-au fost anulate pentru că s-a declarat starea de urgență și acum este altă piesă decât cea la care luasem bilete inițial și da, ne bucurăm că se deschide, evident. Suntem încântați cumva că avem mai multe posibilități de a ieși din casă în afară de mall și un parc în care ne plimbăm și cățelul și abia așteptăm să vedem cum sunt organizați. Starea de alertă înseamnă responsabilitate față grevă și insolanță. Vă rugăm să purtați mască și să vă vin des la teatru. Ultima dată am fost cu 3 zile înainte să se declare starea de urgență. Sunt o obișnuită a teatrelor, a tuturor teatrelor din București. Ce să simt? O imensă bucurie că în sfârșit avem prilejul să ne reîntoarcem la vechile și frumoasele noastre obiceiuri. Ne bucurăm enorm de tot că în sfârșit după 3 luni și 6 zile de când n-am mai jucat în Teatrul Național reușim să deschidem amfiteatrul în aer liber cu măsurile de siguranță impuse prin ordine de către autorități. E vorba de purtatul măștii pe toată perioada cât publicul este în Teatrul Național și de păstrarea distanței de 2 metri în sală.